Horoscop zilnic. Horoscopul zilei Berbec. O zi propice pentru muncă, studiu și pur și simplu lucruri utile. Va fi nevoie de un efort pentru a obține rezultate dorite, dar sunteți gata să lucrați din greu. Vor fi oameni din apropiere la care puteți apela pentru ajutor și sprijin moral. Este posibil ca rivalii recenți să vă susțină ideile și să vă ajute în implementarea lor. Ar trebui să fii atent cu banii. Achizițiile spontane și ofertele făcute în grabă nu au întotdeauna succes. Cadouri neașteptate de la cei dragi sunt probabile. Unor berbeci li se vor returna datoriile vechi sau lucrurile care au fost luate pentru o vreme. Horoscopul zilei Taur. Zi propice în ceea ce privesc finanțele. Încasările de numerar sunt probabile, inclusiv din surse neașteptate. Va exista posibilitatea de a încheia oferte bune, iar achizițiile profitabile nu sunt excluse. Ziua va fi bună și în alte privințe. Obțineți rapid succes în afaceri, faceți față rezolvării problemelor complexe. Veștile bune de departe și vizitele plăcute nu sunt excluse. Vă va încânta să discutați cu persoane de care v-a fost dor în ultima vreme. Va exista șansa de a vorbi cu persoana iubită despre ceea ce este important pentru amândoi. Horoscopul zilei Gemeni. Orice ai face astăzi, amintește-ți că este bine să observi lucruri mărunte, dar este important să vezi și situația în ansamblu. Aveți tendința de a acorda prea multă atenție detaliilor care nu sunt atât de importante. S-ar putea să fie mai multe lucruri de făcut decât de obicei. La început poate fi dificil să treceți rapid de la un lucru la altul, dar vă puteți descurca. După amiaza va deveni clar că este timpul să ajustați vechile planuri. Acest lucru se va dovedi a fi mai ușor decât credeai. Rudele sunt gata să susțină multe din eforturile voastre. Vă vor ajuta dacă este necesar. Seara promite cadouri, surprize plăcute. Horoscopul zilei Rac. Încercați să păstrați calmul la începutul zilei. Acest timp nu este deloc potrivit pentru a ceda la impulsuri trecătoare și a fi condus de emoții. Reacționezi la multe lucruri foarte brusc. Poți să te agiți din cauza unui fleac sau să fii jignit de ceva la ce nu ai fi atras atenția în altă perioadă. Mai târziu, influența tendințelor pozitive va crește considerabil, viața va străluci cu culori noi. Surprizele romantice așteaptă mulți reprezentanți ai zodiei Rac. Nu sunt excluse cunoștințele neobișnuite, una dintre care poate pune bazele unei frumoase povești de dragoste. Horoscopul zilei Leu. Ziua nu este cea mai ușoară, dar foarte interesantă. Pentru mulți reprezentanți ai zodiei Leu, ea promite surprize plăcute, coincidențe reușite. Unii lei vor avea oportunități de care a fost păcat să nu profite. La multe lucruri, te uiți nu așa cum cei din jurul tău, iar uneori ghicești ce încearcă să ascundă alții. Toate acestea cresc semnificativ șansele de succes. Puteți chiar face față cazurilor care anterior păreau să fie fără speranță. Și nu este doar noroc, ci și persistență. Nu vă abandonați planurile, indiferent de evoluția circumstanțelor. Horoscopul zilei Fecioară. Este puțin probabil ca dezacordurile și disputele să fie evitate complet. Astăzi trebuie să discutați unele probleme sensibile, iar oamenii din jurul vostru nu sunt întotdeauna de acord cu punctul vostru de vedere. Un conflict grav poate fi evitat, dar un postgust neplăcut va rămâne o perioadă de timp. Puteți reuși acționând pe cont propriu. Va exista șansa de a realiza o idee îndrăzneață care a apărut cu mult timp în urmă. Este posibil ca vechii cunoscuți să-și amintească de ei înșiși. Conversația cu ei va fi interesantă. Veți primi informații care vă vor afecta planurile. Horoscopul zilei Balanță. Nu fi prea suspicios. Nu în totul merită de căutat un sens secret. Multe lucruri sunt mult mai simple decât crezi. Vă puteți permite să vă relaxați și să mergeți cu fluxul. Stelele sunt de partea ta, circumstanțele se aranjează adesea în cel mai favorabil mod pentru tine. Este posibil să atingi obiectivele stabilite cu mult timp în urmă. Evenimentele plăcute în familie sunt probabile. Va exista un motiv pentru o sărbătoare la domiciliu. Vă veți bucura să întâlniți oameni de care v-a fost dor. Puteți vorbi despre multe cu vechii prieteni. Horoscopul zilei Scorpion. Se poate obține mult succes, dar este puțin probabil să se facă rapid. Fii persistent și nu da înapoi, dacă ceva nu merge bine. Oamenii din jurul tău se amestecă mai des decât de obicei în afacerile tale sau îți dau sfaturi. Acest lucru ar trebui luat calm, chiar dacă observațiile lor par inadecvate. Încearcă să fii prietenos și să nu provoci conflicte. Ziua este bună pentru activități care necesită imaginație și creativitate. Treburile monotone te plictisesc rapid. Va fi util să vă odihniți, să vă relaxați, să schimbați mediul. Horoscopul zilei, Săgetător. Vei avea succes în afaceri dacă ești persistent și nu devii leneș. Nu trebuie să vă așteptați în serios că toate problemele vor fi cumva rezolvate fără participarea voastră personală. De asemenea, nu este de dorit să amânați lucrurile până mai târziu. Situația se va schimba rapid în bine dacă vei avea o dispoziție decisivă și vei acționa. Nu sunt excluse întâlnirile neașteptate care vă vor face o impresie puternică. Unii reprezentanți ai semnului vor avea șansa să discute cu o persoană despre care au auzit multe lucruri interesante înainte. Horoscopul zilei, Capricorn. Mențineți o stare de spirit pozitivă și încercați să nu vă supărați pentru fleacuri. Nu totul merge conform planului. Este posibil ca unele cazuri planificate să nu fie finalizate la timp. Dar dacă nu te enervezi și încerci să reclezi totul într-un mod constructiv, atunci vei înțelege probabil cum să schimbi situația în bine. Nu este de dorit să se discute probleme cu privire la viitorul îndepărtat cu persoane necunoscute. Ai tendința să fii deschis cu cei care nu sunt de încredere. Vorbește despre lucruri importante numai cu cei care îți sunt foarte apropiați. Horoscopul zilei, Vărsător. Este puțin probabil ca controversele de la începutul zilei să fie evitate. Pare adesea ca și cum alții te provoacă în mod deliberat. Nu vă descurajați și aplicați simțul umorului în așa cazuri. În primul rând, influența tendințelor pozitive va câștiga curând forță și toate momentele tensionate vor rămâne în trecut. În al doilea rând, motivul majorității dezacordurilor este banal, iar concesiunile pot fi făcute cu ușurință. După amiaza va fi ușoară și plăcută. Acesta este momentul în care ceea ce a fost conceput reușește cu ușurință. Puteți începe proiecte la scară largă, veți obține rapid primele succese și veți dori să mergeți mai departe. Horoscopul zilei, Pești. Este dificil să faci față emoțiilor, mai ales la începutul zilei. Ele te pot împinge să faci lucruri pe care ulterior le-ai putea regreta. Deci gândiți-vă bine înainte de a vă urma fiecare impuls. Încercați să evaluați consecințele acțiunilor voastre. Orice problemă serioasă trebuie discutată cu atenție, calm și amabilitate. După amiaza este bună pentru a studia, culege și analiza informații. Va exista posibilitatea de a corecta greșelile vechi și veți încerca să nu o ratați. Sunt probabile vești bune despre cineva apropiat. Horoscopul zilei de azi.